Cum a luat idee acest muzeu? Cum a, de unde a spărnit? Da, născută, crescută aici. Am prețuit lucrurile astea. Am crescut cu ele. Le cunoșteam pe toate. Știu tot. Dar lumea modernizându-se s-a aruncat. Și atunci am zis, hai, n-a fost propus să fac muzeu. Desigur, nu m-am gândit. La început a fost mai dificil, mai greu, că în primul rând cu familia trebuia să... Dar pe urmă m-a ajutat, că altfel nu puteam. O să vedeți că am construit special pentru muzeu mai multe camere ca să ai unde expune. Asta rămân, noi trecem. Și unde ați ținut toate obiectele până să construiți acele camere? Nu te gândi că am avut strânse. Nu. În 2000 am construit șura și acolo intrarea și prima cameră era, desigur, magazie și așa. Și am spus băiatului din locuia la Sibiu că bucatele, adică coșurile cu porumb și ce era acolo, nu stau bine în magazie. Trebuie scoasă în șură, că nu este destul de aerisit spațiu. Și nu s-a gândit că ce urmează. Și când a venit după o lună de zile, a văzut camera. Având aici în gospodărie foarte multe obiecte de la un cheșu din partea soțului, am văzut că totuși n-am eu de toate. Și atunci unde crezi că m-am dus? La părinți, la socri, la mătuși, la rude. Chiar și vecinii m-au ajutat. Și oamenii care... Și strângându-se pe mai multe lucruri, desigur, unde crezi că le-am depozitat? În pod. Am început doar cu intrarea și prima cameră în 2006. Știți cumva câte piese aveți acum? Da, am inventat. După ce am construit, am chemat pe cei de la muzeul ăsta din Sibiu, în calitate de specialiști, să mă îndrume. Vreo 4600 de obiecte. Și am înțeles că intrarea este gratis. Oricine poate să viziteze muzeul. Da, poate să viziteze, cu mare drag. Să ajungă în jina. Nu v-ați gândit să puneți o anumită taxă? Nu. Și am înțeles că la un moment dat vi s-ar fi propus să se mute cumva muzeul, să vi se facă în altă parte. Să-și facă fiecare dacă dorește. Aici e munca familiei. Și copiii care vin în vizită pe aici, ce părere au despre muzeu? Au venit în vizită și copiii de la Caracal. Am rămas foarte surprinsă și am zis către doamna profesoară de acolo la telefon, desigur, cum veniți de așa departe? Păi avem un proiect pe fonduri europene. Dar copiii au fost atât de încântați. Și nu este greu să aveți grijă și de gospodărie și de muzeu singură? Nu, dragă, că fac ce pot. Și mâine e o zi.